Am votat astăzi pentru o renaștere imediată și radicală a clasei politice românești care ne va reprezenta în Parlamentul României, care să aplice principiile creștine, lumina Sfintei Evangheliei, pentru promovarea valorilor spirituale și sociale ale României, pentru sănătatea fizică, morală a fiecărui cetățean, pentru apărarea și protecția locului de muncă a fiecărui cetățean, în care statul, prin reprezentanții ei în Parlament, să fie garantul bunăstării cetățenilor României, să-i ajute să-și creeze bunăstarea necesară pentru a nu mai fi obligați să plece din țara lor, să fie fiecare cetățean să se simtă stăpân în țara lui, nu să emigreze într-o altă țară, să simtă așa cum se vor simți acolo. Luminează și binecuvintează, Doamne, poporul român, ca astăzi, 6 decembrie 2020, să facă alegerea potrivită pentru prosperitatea României, pentru prosperitatea fiecărui cetățean care a votat, a familiei lui și al urmașilor lui. Doamne, ajută!